Salutare tuturor și bine m-am regăsit la o nouă simulare de carieră cu un jucător foarte interesant aici, care are multe articole în presă în ultima vreme cu multe oferte de transfer. După cum știți, cei de la Arsenal sunt interesați de serviciile lui Yannis Stoica. A intrat și Liverpool pe fir. O să vedem unde se va duce acesta, dacă va rămâne la FCSB și așa mai departe. Rămâne de văzut zilele următoare, săptămâna viitoare sau următoarea perioadă de transferuri. Ei bine, facem o simulare de carieră cu Yannis Stoica, jucătorul celor de la FCSB, care are un sezon foarte interesant, mai ales acum pe început. Acesta are 15 meciuri jucate acest sezon în toate competițiile, are 6 goluri marcate și 2 asisturi. Pentru un jucător care a fost mai mult rezervă, golurile și asisturile mi se par destul de bune, sincer. Din păcate e competiție foarte mare acolo pe benzi la FCSB, dar uite că Yannis Stoica și-a pus amprenta asupra aceste echipe și vom face o simulare pentru acesta. Și de asemenea, lăsați un like dacă vreți să urmeze o simulare de carieră cu Gheorghe Hagi. O să fie insane această idee, lăsați un like dacă vreți să apară foarte mulți, mi-ați recomandat pe parcursul timpului această idee și vom face dacă strângem foarte multe like-uri la acest episod. Îl avem pe Yannis Stoica acum, o să-l punem la development aici, la wide playmaker l-am pus. De asemenea, el este foarte versatil acolo în atac, poate juca right winger, left winger, striker, a zis că se simte foarte bine în toate pozițiile. De asemenea, un fun fact despre el, tatălui a jucat și el la Steaua undeva prin 2008-2009, înainte ca puștiul lui să ajungă aici pe scena mare a fotbalului. De asemenea, Yannis este la Academie de mic, acesta a fost împrumutat la mai multe echipe, la Dunărea Călăraș, la Petrolul, la Metaloglobus și la Slatina, a fost cu foarte multe împrumuturi și din punct de vedere al FIFA-ului, cred că cea mai bună alegere ar fi să îl adăugăm pe loan list. Nu vreau să plece de la Steaua, dar aș vrea să îl trimitem într-un împrumut și o să ziceți de ce. Ei bine, pe poziția de right winger îl avem deja pe Cordea aici, poate juca și Tavi pe dreapta, deci e o competiție destul de mare la FCSB și momentan Yannis Stoica nu are OVR-ul necesar. I-a mai crescut eu puțin OVR-ul pentru performanțele lui din aceste sezon, are 18 ani, îl punem pe lista de împrumuturi și sper să prindem o echipă din Liga 1, poate puțin mai slăbuță, în care să ne ridicăm OVR-ul și să ne ajutăm să atingem un potențial cât mai mare. Da, știți care e problema? Nu prea ne vrea nimeni ca și împrumut, e foarte buguit FIFA-ul. Primim oferte de la Sheffield United, care Sheffield n-are nicio treabă cu Yannis Stoica, nu cred că o să-l joace niciodată, așa că facem un felul următor, o să simulez eu manual, o să-l mai bag din când în când pe Yannis, să nu aibă 100 de meciuri, dar să aibă acolo, nu știu, 20 de meciuri sezonul ăsta, cred că ar fi foarte, foarte bine. Deci practic o să rămânem la FCSB primul sezon, pentru că nu avem de ales. Dacă ar merge la o echipă mult mai mare, n-aș avea șanse să joc, așa că rămânem aici la FCSB și să sperăm că o să-l ia pe Cordea în timp util. Cordea clar are un potențial mai micuț decât Yannis Stoica. Haideți să-i dăm drumul la primul sezon, nu ne mai chinuim, rămânem aici la FCSB și hai să vedem ce se întâmplă. Se termină sezonul și am o veste destul de bună pentru Yannis Stoica. Cordea a primit o ofertă în perioada de iarnă, pentru că v-am zis că l-a mai pus pe Yannis, n-a jucat chiar toate meciurile, dar Cordea s-a transferat, a primit o ofertă bună, s-a dus în iarnă și a rămas cam singurul pe poziția aia, dar din păcate s-a bătut cu Tavi, pentru că și Tavi poate juca right winger. Terminăm pe primul loc, dacă vă uitați aici, în play-off, un campionat foarte, foarte reușit pentru FCSB. Avem aici golgheter, Coman, Tănase, Cheșeru, băi, efectiv ploaie de goluri pentru acești jucători. Și hai să vedem ce am făcut și în cupă. Să sperăm că am luat și cupa. Nu am luat cupa, ne-a eliminat FC Argeș și nu am fost în nicio competiție europeană. Hai să vedem cum arată echipa. Echipa arată foarte bine, 69 OVR pentru Yannis Stoica pentru un prim sezon, eu zic că este în regulă. Și vreau să mă uit aici cum a jucat Yannis, a jucat 15 meciuri, nu a marcat niciun gol, dar cel mai probabil a intrat foarte multe meciuri rezervă, l-am mai pus și eu câteva meciuri titular până perioada de iarnă, deci este ok. Mă bucur că totuși Coman, Popescu
s-au descurcat aici, la fel și Tănase, 20 de goluri Tănase cu 16 asisturi, asta e foarte mult. E bine, se termină și sezonul cu numărul 2, n-am avut rost să vă arăt începutul sezonului pentru că n-am făcut nimic special, l-am pus la antrenament pe Giannis și am simulat până la finalul sezonului și se pare că nu a fost cel mai bun sezon din punct de vedere al campionatului, suntem pe locul 3. La un punct în spatele CFR-ului, dar am fost în Europa League, ceea ce e interesant. Bun, hai să vedem aici la golgheter, avem pe Tănase, golgheterul nostru. Și hai să ne uităm, mi se pare că am câștigat și cupa. Parcă am văzut ceva la cupă, s-ar putea să fi câștigat cupa. Da, am câștigat și cupa, al doilea trofeu pentru Giannis Stoica. Ceea ce este foarte, foarte tare. Am fost în play-off-ul Champions League și am fost în grupă cu, mamă ce grupă am avut aici, FC Porto, Real Sociedad și Rapid Viena. Din nou întâlnim Rapid Viena, ca în realitate, da, n-am putut să ne calificăm, chiar dacă văd că am bătut Porto cu 2-0, ceea ce este interesant. Am făcut un egal cu Rapid Viena și am mai făcut un egal cu Porto. Deci pe Porto i-am bătut, pe unde i-am prins, mă rog, am făcut un egal. Asta este partea a doua. Am fost acolo în grupele Europa League, ceea ce a fost suficient. Cât despre Giannis Stoica, a fost acolo titular, 75 OVR pentru acesta. Hai să vedem, 75 OVR, crește 6 OVR-uri acest sezon, ceea ce e foarte, foarte bine. La statistici a jucat 51 de meciuri, deci doar el a fost pe poziția aia. Efectiv, doar el a fost pe poziția aia. 12 goluri, 1 asist. Bă, e bine, e bine. Pentru un puș de 20 de ani e foarte, foarte bine pentru un al doilea sezon la această simulare. Au jucat băieții și pe aici, a jucat și Coman, l-am făcut striker pe Coman pentru că putea să joace și acolo, îl avem și pe Popescu pe aici. Bă, ce interesant echipă, dar din păcate cred că va fi ultimul sezon pentru Giannis la această echipă. Va trebui să ne căutăm o echipă puțin mai bună și da, hai să simulăm, vedem ce oferte primim și așteptăm să vedem ce echipe ne caută. Și primim câteva oferte, dar sincer, cred că vom accepta oferta celor de la Anderlecht, echipa unde a fost și Nicolae Stanciu, tot de la FCSB a plecat, a ajuns la Anderlecht și după aia se știe ce s-a întâmplat cu Stanciu. Am avut ofertă de la PSV, de la Club Brugge, Watford și acum urmează Anderlecht. Club Brugge și PSV mereu am primit, am mai fost la aceste echipe în simulările trecute, dar de la Anderlecht chiar nu am primit o ofertă bună, 21 de milioane pentru Giannis Stoica. O să acceptăm și cred că e un pas în față foarte, foarte binevenit. O ligă bună, Liga Belgiei. Oh, stai așa, mamă, nu s-a înțeles cu cei de la Anderlecht, dar avem oferte de la Rayo Vallecano. Ok, asta e nouă, o să acceptăm, da, ok, și o să dăm un delegate pentru jucătura acela și se pare că mergem în Spania. Mamă, ce interesant, nu știu dacă Rayo Vallecano este în Liga 1 din Spania sau în Liga 2, nu știu, vom vedea. Dar e foarte interesant că am primit ofertă de la Rayo și cei de la Anderlecht ne-au refuzat și se pare că am acceptat și mergem în Spania. Băi, e o premieră, n-am fost până acum din primul transfer așa repede într-o ligă atât de puternică. Semnăm contractul și mergem în Spania. Sunt foarte curios să vedem, suntem în prima ligă sau Sal? Ia, suntem în a doua ligă. Mamă, Real Sociedad B. Da, nu e o problemă asta, nu ar fi o problemă. Vreau să văd ce jucători mai avem pe aici. Da, văd că ăștia sunt rămâi, ceea ce e un punct de plecare bun, pentru că dacă fac eu așa right winger, ia uite-l pe Cristea. A venit și Cristea aici. Păi ne-am dat naiba. Avem doi români aici. Aparent a plecat Cristea și el aici, nu l-am trimis eu, credeți-mă. Și trebuie să vină și Giannis. Și așa arată echipa. E foarte interesant pentru că este și fiul lui Zidane aici. L-avem pe Zidane Junior, care este portar. A venit și Giannis. Giannis o să joace pentru că este singurul right winger din echipă, ceea ce e foarte, foarte tare. Arată interesant această echipă, o echipă
care se bate acolo pentru promovare, vom simula până la finalul sezonului, după ce îl punem desigur și pe Giannis aici la antrenament. Și hai să vedem cum se descurcă tânărul nostru jucător. Și urmează să se termine sezonul, s-a terminat aici sezonul, nu mai avem nimic și haide să vedem împreună ce am făcut sezonul acesta. Deci terminăm pe locul 2, ceea ce înseamnă că am promovat în La Liga Santander. Nu mai suntem în a doua ligă, ceea ce este în regulă. Bun, pot să văd că este acolo golgheturul nostru și hai să vedem. Cred că n-am mai făcut nimic în rest. La cupă nu cred că mai avem, nu mai avem șanse. Celta câștigă cupa, wow. Asta e interesant. Celta să câștige cupa în fața Barcelonei, parcă am văzut. Da, ca Disney elimină pe noi. Și hai să vedem cum arată echipa. Giannis Stoica 80 OVR. Aia am vrut să văd. Aia am vrut să văd. Deci avem aici mare Giannis Stoica de 80 OVR, care crește 4 OVR-uri. La 21 de ani are 80 OVR, ceea ce wow, e wow. Și are 10 goluri, 3 asisturi în 39 de meciuri, ceea ce e bine. E bine pentru un tânăr jucător, a jucat acesta destul de multe meciuri. Dar Giannis Stoica, eu sunt mulțumit pentru o echipă care se lupta acolo la promovare. E foarte, foarte bine, 80 OVR. Rămâne de văzut acum dacă rămânem la această echipă sau primim alte oferte de transferuri. Hai să mergem până în perioada următoare de transferuri. Oferte interesantă din Premier League. 71 de milioane. No, nici nu mai stau să mă gândesc. Mergem în Premier League la fucking Everton. O echipă care e acolo, în primele 10 echipe, mereu a fost Everton așa de peste mid-table, o echipă bună, cu filozofii interesante și n-am fost niciodată la această echipă, nicio simulare, așa că mergem cu Giannis Stoica. Se vinde Stoica, toată lumea e fericită, mergem cu el acum Premier League. Bă, și Everton are o echipă foarte bună, nu știu, nu mă așteptam să găsesc o echipă atât de bună. Sunt câțiva jucători interesanți aici, am mulți jucători de la Leicester, e Daka care joacă acolo și Michael care a jucat aproape toată cariera acolo, uite, îl găsim aici la 37 de ani pentru el. Fundașii sunt interesanți, nu știu ce să zic, Tonali, Guendouzi, Lo Celso. Cerchi este și el aici, va trebui să-l fuzionăm în left mid, ceva de genul, să nu se bată aici cu Stoica. Haideți să simulăm până la finalul sezonului și sunt curios să vedem pe ce loc ieșim. Eu zic că o să ieșim pe 7. Eu zic că ieșim pe 7. Mamă, și terminăm pe locul 17, auzi, pe 15. Ce naiba s-a întâmplat aici? What? Ce s-a întâmplat aici? Bă, nu mă așteptam că avem o echipă destul de bună și nu poți să zici că, bă, chiar de, deci, clasamentul, deci, mamă, Leicester câștigă Premier League fără doi jucători destul de importanți, Daka și Schmeichel. Da, mă, câștigă Premier League-ul ca în 2015, foarte tare chestia asta. Da, ciudat campionat, nu știu ce să zic, United pe 10, Everton pe 15, da, FIFA-ul e stricat, sunt de părere că FIFA-ul e stricat. Nu avem pe nimeni aici, asta este clar. Și hai să vedem Stoica 87. Cu cât a început? Cu 81 sau 82? Hai să vedem cât a crescut. 6 OVR-uri. Bă, dar a avut un sezon 43 de meciuri, 10 goluri și 5 asisturi. Știți care e chestia? Nu prea, da, el a fost al doilea golgheter după Daka, dar nu prea s-au marcat multe goluri, fiind printre ultimii în campionat. Dar oricum el a prins toate meciurile. Are și 5 asisturi, e destul de ok, mă mir că a crescut atâta. 6 OVR-uri pentru acesta la 22 de ani. Nu, n-a fost o alegere bună să mergem la Everton. O să plecăm din sezonul următor și să sperăm că primim un super transfer. Eu zic că o să avem, mamă, era să ies, ce fac aici? Eu zic că prindem o echipă foarte, foarte interesantă pentru sezonul următor. Hai să vedem ce oferte primim. 216 milioane. Mă, ce-s cu echipele din seria de au atâția bani? Și ne-l dă și pe jucătorul ăsta. N-a mers, nu prea a mers la Juventus, dar uite că au bani. Uite că au bani cei de la Juventus. Și s-ar putea să mergem în Italia cu 200 de milioane, ești nebun, cât Neymar. Cât Neymar ajunge Stoica, să sperăm că se înțelege cu cei de la
Da, mă, s-a înțeles. Mergem în Italia. La Torino. Hai să mergem. Și am ajuns la Juventus. Și bă, o echipă foarte interesantă. Au o echipă foarte, foarte interesantă aici. Mamă, e și Drăgușin. A rămas Drăgușin aici, Radu, care joacă pe poziția de râbă. Mai sunt alți râbă. Nu mai e niciun râbă, mai e Kehler și Radu aici, dar nu știu ce arată pe semnul exclamării. Habara, nu contează. Avem Langley, Diallo, Taglia, Fico, Coche, Rovella, nu știu cine e ăsta. Cine naiba e ăsta, care are 84 overe totuși. Aouar, Doku, Malen și Stoica pe dreapta, cel mai bun jucător din acest squad. Da, nu mă mir, au dat 200 de milioane pe Stoica aici, nebun. Nu e deloc realist, dar ăsta e FIFA, un ai ce să faci. Ward, Prowse, mai văd pe aici Moura. Sandro încă e pe aici, deci singurul jucător cred că e Szczęsny, nu? Și Drăgușin, care sunt în actualul lot. Sunt în actualul lot de la Juventus. Și Sandro aici. În rest, toți jucătorii nu mai corespund. Deci nu mai corespund jucătorii ăștia. Interesant, interesantă această echipă. Nu știu ce să zic despre ea. O să simulăm până la finalul sezonului. Suntem aici în Serie A. Juventus de obicei câștigă seria fără probleme. Acum să vedem în această simulare, că nu mai sunt cam toți jucătorii. Vom simula până la final și hai să vedem ce facem și în seria. Mamă, stai așa că, băi, ce aici? Este un Conference League contra FCSB în aprilie. Băi, ce se întâmplă aici? Eram, stăm și eu pe spate, așteptam simularea și când văd acolo FCSB, nu pot să cred. Nu pot să cred că am ieșit din Conference League. Ne-a scos Hoffenheim în Conference League. Ok, câștigăm cupa, văd acolo. Dar ce s-a întâmplat, frate? Am picat cu FCSB și ne-a scos Hoffenheim. Da, câștigăm campionatul. Câștigăm campionatul. Stoica este golgheterul nostru. Mă bucur acest lucru, mă bucur acest lucru. Hai să vedem mai departe. Cupa am câștigat-o, două trofee așa frumos. Dar ce am făcut, frate? Am fost în Conference League. Nu pot să-mi dau seama. Am ieșit pe primul loc. După aia, round of 16, am avut cu Napoli. După aia am avut cu FCSB. Ok, fosta noastră echipă. Și am bătut 2-0 la general și ne-a scos Hoffenheim. Nu pot să cred. Hoffenheim care este și în finală. Aici finala este Porto Leverkusen și în Champions League avem PSG cu Manchester City. Bă, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu-mi dau seama de ce am fost în Conference League. Hai să vedem cât are Stoica. Mă, 90 overe Stoica în sezonul 5. O să mai facem un sezon extra, pentru că vă place foarte mult această serie și chiar o să mai fac încă un sezon extra. N-am cum. Sunt curios dacă câștigă balonul. Mi-a zis când să mă uit dacă câștigă balonul. 55 de meciuri, 29 de goluri, 3 asisturi. Mamă, e insane. E insane. La 23 de ani, 90 overe, dar trebuie să plecăm, trebuie să plecăm de la Juventus. Efectiv nu mai avem ce căuta la Juventus, pentru că, bă, să joci în Conference League? Domnul, mama e de treabă. Nu știu ce s-a întâmplat cu echipa asta. Ha, barna, probabil că sunt mulți bătrâni, Szczęsny scade, Tagliafico scade și el. N-am venit nici râbă. Asta e, a fost un experiment în seria, ce să facem? Hai să vedem, vreau o echipă în care să câștigăm și Champions League-ul. Trebuie neapărat să căutăm o echipă care a câștigat Champions League-ul, care urmează să câștige Champions League-ul și hai să vedem ce oferte primim. Și ca în realitate, Liverpool este interesată de Yannis Stoica. Ce ofertă avem aici? 244 de milioane de euro. Wow! Yannis Stoica care vine în Premier League, dar la una dintre cele mai bune echipe din lume, la Liverpool. Wow, nu știu, efectiv a venit perfect. A venit perfect transferul ăsta. Bă, sunt foarte curios să vedem ce facem la Liverpool. Sunt foarte, foarte curios. Hai să mergem. Mergem în Liverpool, rupem tot, luăm Champions League-ul, luăm balonul de aur. Ăsta e sezonul lui Yannis. Ultimul sezon, sezonul 6, o să rupă tot. Se vede și Stoica. Și hai să mergem în Premier League. Am ajuns aici la Liverpool și am rămas surprins. Efectiv, ce echipă a făcut Klopp aici? Ce echipă a făcut Klopp? Efectiv, mi se pare insane. Nu mai e Mane, nu mai e Salah, nu mai e Bobby, dar avem un fel următor: Jota, Isak și Stoica. Cum arată echipa asta? Uitați-vă ce jucători avem aici. Uitați-vă, Verratti,
Milinkovic-Savic, Lorente, Van Dijk, Romero, Alexander. Băi, cum au crescut ăștia frumos. Ia uite-și pe Alisson ce zâmbește la acolo. Tsimikas a rămas și el aici. Van Dijk cât are, mă? 35 de ani. Dar e încă Sala și cu Mane la echipă, ceea ce e foarte, foarte tare. Pe partea dreaptă îl mai aveau pe Elliot, dar mai are puțin de crescut Elliot. O să fie rezerva lui Stoica, o să se bată acolo pe postul de rezervă cu Sala, ceea ce e foarte tare. Mai avem aici un Rijen Martins, care poate juca acolo în apărare. Mai e Abraham, Wan-Bissaka, Eriksen, care încă nu s-a retras în FIFA, 34 de ani. Chamberlain aici, Williams, Gene. Ce echipă? Uite și pe Orban. Da, Keita a rămas și la aici. Ce echipă are? Ce echipă are Liverpool? S-ar putea să câștigăm Champions League-ul, zic eu. S-ar putea să câștigăm Champions League-ul. O să-i dau lui Stoica să se antreneze acolo bine. Bă, vreau să rupă. Vreau să rupă sezonul ăsta Stoica. Efectiv, inverted. Inverted winger, că a mers mereu bine când i-am dat inverted winger. 23 de ani, 90 OVR. Hai să vedem dacă câștigă și balonul de aur. Nu a luat, mă, balonul. L-a luat Mbappé. L-a luat Mbappé balonul. Al naiba Mbappé, bă. Pe 10 decembrie anunț. A doua joie. Joi. A doua joi din decembrie. Bă, ce moftic, bă, frate, bă. Suntem pe locul 2 în decembrie. Uite că a completat și Giannis. Aici a invertidu. Îi dăm altceva, îi dăm wide playmaker să rupă acolo. Hai să vedem, simulăm până la finalul sezonului, că nu mai avem ce să facem. Din păcate sunt dezamăgit că n-a câștigat balonul de aur Giannis. Asta este, se mai întâmplă. Probabil că dacă aș mai simula câteva sezoane, l-ar lua și pe acela, dar vreau să iau Champions League-ul neapărat. Și uite că am ajuns în finala Champions League cu Manchester City. Bă, ce final aici, ești nebun. Ce finală de Champions League, nu mă așteptam sincer. Hai să vedem, am terminat pe locul 2 în grupă, wow. Nu mă așteptam la asta, ok. După aceea am eliminat pe Atalanta. După aia am avut Atletico, coșmarul celor de la Liverpool. Am eliminat Atletico 6-5 la general. PSG-ul 3-1, deci l-am bătut pe Kylian acolo, care e balonul. City elimină Barcelona și ajungem în mare finală. Hai să vedem ce facem în această finală. Cea mai bună echipă de o avem în momentul de față. Van Dijk a scăzut în OVD, așa că haide să-i dăm drumul. Let's go! Pe Bernabeu jucăm și 2-0. Abraham și Lorente înscriu. Let's go! Câștigăm și Champions League-ul cu Giannis Stoica. Hai să vedem, câștigăm și Premier League-ul. Nu cred că putem să câștigăm și Premier League-ul, sincer. Mi se pare mamă, câștigăm și Premier League-ul. Ce-i cu echipa asta, fraților? Câștigăm Premier League-ul, câștigăm Champions League-ul. Hai să vedem, mai avem altceva în afară de aceste trofee? Nu cred. Nu, doar atâta. Deci avem Premier League și Champions League. Mă rog, cele mai importante competiții, nu mai contează o cupă sau altceva. Dar pentru voi o să mai simulez până în decembrie, să vedem dacă Giannis va lua balonul de aur. Hai să vedem cum s-a descurcat și acest sezon. A fost sezonul lui sau Sal? Joining Atletico Madrid when the transfer window opens. Deci se duce la Atletico. Ok, surprinzător. Are 25 de meciuri, 25 de goluri, 6 asisturi, 54 de meciuri, 92 OVR. Da, merge la Atletico fără să vrem. Simeone le ia sub aripa lui pe Giannis Stoica. Hai la Atletico, simulăm până în decembrie să vedem dacă luăm balonul. Ia să vedem, mă, cine ia balonul. E de la Barcelona. Ansu Fati câștigă balonul. Bă, frate, Ansu Fati câștigă balonul de aur. N-ai ce să faci, sunt atât de mulți jucători tineri. Și dacă tot am simulat până în decembrie, hai să dăm până la finalul sezonului. Are o super echipă Atletico, am uitat să vă arăt. Pedri aici, Bellingham, Laporte, Van Dijk l-au luat liber de contract. Langlais, Oblak de 93, Saka, Stoica, Felix, Coman. E nebunie aici, e nebunie. Hai să vedem ce face și cu Atletico. Atletico care ajunsese destul de departe și în Champions League sezonul trecut, dar i-am eliminat noi. Hai să vedem și al
7-lea sezon. N-am făcut niciodată 7 sezoane. Hai să vedem ce am făcut sezonul acesta. Nu m-am uitat deloc peste și terminăm în La Liga pe primul loc, ceea ce este foarte, foarte bine. Stoica ajunge la 93 OVR. Hai să vedem câte contribuții are acesta și nu știu dacă am câștigat Champions League sau nu. Are 29 de goluri, 9 asisturi, 57 de meciuri. Este goalgetter oare? Da, este goalgetter. Ce tare, ce tare. Nu știu dacă este și în La Liga totuși. O să uităm acum să vedem dacă este în La Liga. Nu, este pe locul 4. Bun, hai să vedem în rest ce am făcut în cupă. Hai să vedem în cupă. Ok, câștigăm cupa. Foarte bine, 2 trofee până acum. Și în Champions League ajungem pe primul loc. Terminăm pe primul loc în această grupă interesantă. După aia eliminăm Basel-ul. După aia am avut cu Borussia. Eliminăm și Roma și ajungem în finală și câștigăm de două ori Champions League-ul cu Iani Stoica. Finală cu Leipzig, what? Finală cu Leipzig, asta e interesant. Ok, Wolves câștigă Europa League și Conference-ul câștigă de Wolfsburg. Bă, asta vreau să văd. E foarte interesant, a fost interesantă această carieră. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un like pentru Iani Stoica. Din păcate n-a câștigat balonul de aur, dar poate o să facem cu Gheorghe Hagi. Eu am fost Sinner, să aveți o zi faină. M-am salutat, pa, pa!